Conform unei monitorizări oficiale a Muzeului Județean din Argeș, la Suseni, 30 de bufnițe au pus stăpânire pe niște pruni, la Rociu 18 stau grupate în niște meri, iar la Negraș 7 se pot vedea în copaci din apropierea străzii. Nicăieri nu sunt însă mai multe ca în curtea primarului din comuna Slobozia. Cei de la muzeu au numărat 43, primarul a ajuns la 60. Bufnițele se simt ca acasă în brazii pe care primarul i-a plantat în timpul studenției. Profesor de geografie, omul nu crede în superstiții. Cum că e semn rău dacă vezi o bufniță ziua, așa că an de an îi ocrotește cum poate mai bine pe musafirii înaripați. Sunt aproximativ 10 ani de când au început să ierneze în brazii care îi am eu în curte și asta pentru că au simțit adăpost în brazii aceștia, e un loc mai întunecat, totodată liniște, pentru că neavând copii mici în curte, nu le deranjează absolut nimeni. Și așa se explică. Pe perioada de vară, când încep să facă pui, atunci pleacă și la pădure sau în alte locuri și fac cuib. Deocamdată pe perioada de iarnă sunt ele la mine și perioada în care ziua stau la soare, iar noaptea pleacă după hrană. Nici vecinii primarului nu cred în superstiții. Și dacă se auzi un nou bun aici, mai și rămân în continuare pentru supraviețuire. E ceva frumos. Dacă s-au localizat, cred că nu aduc niciun rău. Sunt un semn bun dacă ele stau lângă casa Domnului. Nu au fost deranjate, nu... A simțit omul, da, că este bun și merge și după dânsul. Așa s-au pomenit bufnițe, de când lumea și pământul sunt bufnițe. Nu știu, poate că încă sunt brazi ăștia, știu de ce. Nu știu, pentru brazi ăștia, cred că da, da. La dumneavoastră nu sunt. Păi nu sunt la mine, dacă eu n-am brad așa de mare, n-am, de unde să știu. Din cauza brazilor, că ce de aici, acolo, la adăpost. Vreo superstiție cu bufnițele aveți? E semn bun, e semn rău? Bun, ce am cu ele? E frumoase, ce? Îmi place de ele. Bufnițe sunt la Slobozia de un deceniu, dar acum s-au înmulțit. În acest an au fost monitorizate doar în acea zonă 98 de bufnițe, în doar 4 localități.